Sponsorul oficial de astăzi este vremea de afară, pentru că plouă torențial, probabil se vede pe hainele mele. Abia ce am venit de afară, 20 de secunde am stat în ploaie și am ajuns așa, m-am uscat un pic, dar tot sunt ud. Da, e ok. Deci dacă auziți ploaie pe fundal, că încă plouă destul de urât afară, îmi pare rău. O să pun niște muzică peste și sper să fie ok. Salut, numele meu sunt Nevi și m-am găsit la un nou clip pe acest canal. De data aceasta vorbim cu un alt serial, o altă recenzie la care eram dator, și anume recenzie la serialul Moon Knight, pe care o să-l găsiți pe Disney Plus începând de pe 14 iunie. Serial pentru care eram entuziasmat că era un personaj din MCU care cel puțin îmi doream de foarte mult timp să apară, nu știam foarte multe despre el, pur și simplu mi se părea că arăta cool, nu citisem absolut niciun comic book, mi-a plăcut primul trailer, îmi plăcea foarte mult și de Oscar Isaac, bine, îmi place și momentul de față, hai să nu mint aici pe internet. Și eram curios de acest personaj, mai ales că știam că la un moment dat o să apară și în filmele din MCU. Și m-am uitat într-un final, sunt 6 episoade, le terminați destul de repede, sunt undeva pe la 40-45 de minute, sunt doar 6, așa că nu e atât de greu de urmărit. Ideea e dacă merită sau nu să-l vedeți. Și o să vă zic sincer că mi se pare poate un pic mai bun decât WandaVision, la fel de mult cum mi-a plăcut What If, îmi place și acest serial Moon Knight. Deci e destul de sus și din punctul meu de vedere merită să-l vedeți și probabil l-ați văzut deja, așa că haideți să vorbim despre părțile bune și părțile rele din acest serial. Pe partea de scenariu pot să zic doar atât, mi-a plăcut destul de mult cum a început, pentru că se ducea în tenta aceasta psihologică cu personajul nostru principal interpretat de Oscar Isaac și în primele două episoade iar nu primeam foarte mult Moon Knight și era totul foarte neclar, ambigu și credeam că o să se ducă într-o direcție. Apoi am primit episodul 3 unde primim destul Moon Knight și a fost o scenă de acțiune foarte mișto într-un fel de ring, dar nu chiar un loc de ăsta unde galopează cai, dacă mai țin eu bine minte, unde se antrenează, și a fost o scenă destul de lungă care arăta bine cu Moon Knight. Mai departe avem episoadele 4 și 5 unde nu primim atât de mult Moon Knight și e totul extrem de neclar și pare că se duc într-o cu totul altă direcție, mai ales că și povestea din episodul 3 este destul de evidentă și cam știm în ce direcție se duc și totul e destul de clișeic, pentru că la început ai impresia că se duc în ceva extrem de psihologic în care e personajul ăsta cu două personalități, se joacă foarte tare și pe partea de cinematografie cu ideea asta de dualitate prin reflexii și mă așteptam la ceva și apoi am primit ok, este acest personaj negativ interpretat de Ethan Hawke, vrea să învie o zeitate, ăsta care îl are pe Moon Knight Khonshu, o altă zeitate, trebuie să oprească și practic personajul nostru este prins la mijloc și trebuie să se confrunte cu Ethan Hawke ca să nu trezească această zeitate care ar controla, ar conduce lumea. Și am zis ok, asta deja sună a ceva destul de Marvel. Dar nu m-a deranjat chestia asta, pot doar să zic că episoadele 4 și 5, în special 5-ul, mi-a plăcut destul de mult. Adică cumva și-a reparat păcatele, chit că n-am primit destul Moon Knight în ele, adică mai deloc, și mă așteptam să nu se întâmple chestia asta. Adică mă bucur că în episodul 3 am primit destul Moon Knight. În 1 și 2 am primit mici frimituri, 4 și 5 aproape deloc, dar apoi am înțeles că tot bugetul pe CGI, pe efecte speciale s-a dus în episodul 6, unde e fain. Mie chiar mi-a plăcut foarte mult episodul 6, adică a meritat sacrificiul de a nu vedea prea mult Moon Knight în episoadele anterioare și nu foarte mult CGI ca să primim în episodul 6 ceva fain. Așa că pe partea de scenariu mă așteptam să se ducă puțin mai deep, dar apoi când am văzut episodul 3 și care e de fapt misiunea, am zis ok, hai să-mi amintesc totuși că ăsta e un serial Marvel. Și e ok, adică scenariul în continuare mi se pare destul de ok și oricum mi se pare mult mai fain decât Falcon and the Winter Soldier, chiar și decât Loki, v-am zis, undeva cu WandaVision, What If. Acum, pe parte de actorie, mi-a plăcut la nebunie Oscar Isaac, omul ăsta e extrem de versatil, nu mă așteptam să ducă atât de bine acest rol, adică cumva știam că e capabil, dar parcă niciodată nu văzusem un rol în care chiar să văd că se simte provocat și am impresia că aici s-a și distrat, i-a și plăcut foarte mult că chiar a avut de jucat, mai ales că l-a avut pe Steven și pe Mark, cele două personalități ale personajului principal, care sunt total diferite și mi-a plăcut foarte mult mimica lui în foarte multe scene, are niște ochi, doamne, când face niște ochi atât de mari uneori,
Oh my God, adică chiar are niște, nu știu, fețe foarte expresive când vrea Oscar Isaac și am fost surprins. Ethan Hawke mi s-a părut ok ca villain și de restul de personaje secundare, sincer, nu mi-a prea păsat. Există și o gagică, dar nu prea mi-a păsat deloc de povestea ei, absolut deloc nu mi-a păsat de ea. Dar probabil te interesează cum este CGI-ul și scene de acțiune. În primul rând și pe parte de set piece-uri avem destul de multe. Mi-a plăcut foarte mult că s-au dus cu partea asta, cu caracterul ăsta, cu Moon Knight în direcția asta, mai ales. Băi, eu am aerul condiționat pornit. Deci dacă ați auzit un vâjeit, îmi pare rău, again. Eu am 10 degețele, eu am 10 degețele. Revenind, deci îmi place foarte mult că s-au dus în zona asta de mitologie egipteană, chestie pe care nu am aprofundat-o mai deloc în nicio producție, nu cred că a fost așa aprofundată, cel puțin recent, adică la mod de mitologia nordică în ultima perioadă, luăm exemple God of War, Northmen, Vikings, Valhalla. Și sunt curios dacă asta o să stârnească și interesul altor case de producții să facă seriale sau filme în direcția aceasta, pentru că mi s-a părut cel puțin interesant, mai ales că nu știam mai nimic și eram curios să aflu chestii, știi? Dar pe partea de scene de acțiune îmi place că e un pic mai brutal față de celelalte seriale, față de Marvel în sine, e pe acolo cu Winter Soldier și ca stil de luptă îmi place foarte mult Moon Knight. Deci are, în primul rând, sunt două costume, e Moon Knight-ul ăsta cu pelerină, cu glugă pe care știi, care e mult mai brutal și celălalt care e îmbrăcat la costum, cu măscuță și are niște bețe și o vedeți o scenă de acțiune în episodul 6 foarte mișto și din partea celuia, dar ăla să zicem că e un pic mai noobie, știi, ca și capacități de combat, ca să zic așa, dar îmi plac scenele de acțiune de bătaie cu el, arată bine și tot CGI-ul, mai ales că e și o luptă între zei și pot zic că Khonshu, am impresia că acel cap i l-au făcut special în felul ăla ca să mai economisească din buget, ca să zic așa, dar per total arată foarte bine. Din nou, avem locații care arată super fine, avem destul de multe, avem scene de acțiune destul de, nu neapărat multe, dar sunt suficient de multe cât să zic că sunt mulțumit. Și per total mi-a plăcut Moon Knight, mai ales și cum este filmat. Ok, poate puțin că am dus prea la extrem ideea asta de hai să avem cât mai multe cadre cu reflexii, ca să avem noi oarece metafore, să părem ca și cum am fi mai arți în acest serial, dar it is what it is. Nu m-a deranjat, dar nici nu m-a impresionat când am văzut că o făceau mult, mult prea des. Așa că cam aceasta ar fi recenzia la Moon Knight. E un serial, poate din recenzie, poate din tonul meu, nu sună că mi-a plăcut atât de mult, dar chiar mi-a plăcut și abia aștept să văd pe Oscar Isaac în MCU, abia aștept să văd cu cine o să facă team-up. Chiar sunt foarte curios cu cine face team-up Moon Knight, pentru că nu am citit niciun comic book cu el, poate aș citi. Da, momentan poate aș citi, nu m-a convins serial, zic, mă, vreau să citesc acum, acum, da, aduceți-mi comic book-uri, hai, Cărturești, Red Goblin, care mai aveți comic book-uri, acum aduceți-mi. Nu, da, dacă pun mâna pe unul, s-ar putea să-l cumpăr, cam aia ar fi ideea, așa că cam aceasta a fost recenzia pe ziua de astăzi, sper că ți-a plăcut, nu uita de like, share, subscribe, nu uita să-mi spui în secțiunea de comentarii părerea ta despre Moon Knight și până data viitoare, eu am fost Nevi, mulțumesc membrilor care sunt aici lună de lună și susțin acest canal și până data viitoare, noi ne revedem când ne-om revedea. Ciao!